Și băieți, nu vă bucurați de sărbătoare? Nu știu, sau suntem lumea de proteste, sau eu am schimbat ora evenimentului pe Facebook de la 3 la 2 și lumea poate o să vină la 3. Nu știu, sperăm. Dar ce puneți la cale? Noi vrem să spunem că sărbătoarea de independență de fapt nu este o sărbătoare, pentru că la câte autonomii, teritorii cu statut special și alte nebunii care se declară deja republici, nu știu dacă e faptul să sărbătorim și să organizăm parade de milioane de lei, expoziții, chestii. Mai bine banii ăștia investim în căi ca să rezolvăm aceste probleme și, nu știu, avem și alte mesaje, ca cum un stat poate să aibă o limbă care nici nu există. Un plakat spune chiar și că Moldovan language nu este tradusă nici de Google Translate, adică nu există oameni buni așa limbă. Cum, ce prostii sunt scrise la noi în Constituție. Și atunci... Dar o independență trebuie să aibă o limbă corectă, tradiții și ne-am respectat. Până aceste nu o să fie așa cum sunt ele, nu e vorba de o sărbătoare, ci mai avem până a sărbători. Dar să fii clar, nu este un flash mob, să-i spun așa, unionist, nici nu punem la cale, nu punem la îndoială independența Republicii Moldova. Este independentă, dar nu ideală ca să fie sărbătorită. Și stați lângă bicicleta mea.